Prieteni, vă salut în numele Domnului Iisus Hristos, cu pacea Domnului în acest ceas de seară, puțin mai devreme decât am făcut-o în ocaziile trecute. Prin Harul lui Dumnezeu ne dorim ca în zilele care vor urma să începem transmisiunea noastră în direct, începând cu ora 19 în fiecare zi. Îmi pare foarte rău pentru ocazia de astăzi, pentru că nu am reușit să anunțăm această ocazie de studiu și de rugăciune mai din timp, pur și simplu acesta. Însă dorim ca Bunul Dumnezeu să fie alături de noi și în această ocazie de studiere a Cuvântului Său și timpul petrecut împreună să se dovedească o binecuvântare pentru noi toți. Am să vă rog, înainte de a deschide Sfânta Scriptură, dacă știți că aveți prieteni care au obișnuit alături de noi să asculte cuvântul seară de seară, așa după cum am transmis o familie de ortodoxi săptămâna aceasta, chiar aseară, în urma prezentării, au spus: frate Orășanu, ne-am abonat la canalul dumneavoastră și ne bucurăm de ocaziile în care putem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm la picioarele lui Iisus. De aceea, în momentele pe care le avem la dispoziție, până vom deschide Sfânta Scriptură, în această scurtă introducere, vă rog să dați share și să distribuiți tuturor prietenilor și celor dragi pe care îi cunoașteți, care își doresc să fie alături de noi în această ocazie de studiere a Cuvântului Sfânt. Aș vrea ca să vă spun că ne bucurăm nespus de mult pentru fiecare dintre dumneavoastră alături de noi, seara de seară, adunați în jurul Cuvântului Sfânt. Mulțumim pentru încurajările de care am avut parte în aceste zile, pentru toate cuvintele de mângâiere, pentru toate încurajările care vin din partea dumneavoastră, pentru toate experiențele frumoase pe care le auzim și fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă încurajeze acolo unde sunteți. Transmitem un salut călduros tuturor fraților noștri acolo unde vă găsiți, fie că este vorba de Italia, Spania, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Australia, da? Prietenii și frații noștri din Australia care ne urmăresc, Dumnezeu să facă ca acest mesaj să se dovedească salvator și o binecuvântare pentru noi toți. În această ocazie, înainte de a deschide Scriptura, am să vă rog din nou alături de dumneavoastră, mai mult decât atât, să aveți un caiet pentru a vă lua notițe sau cel puțin niște foi la dispoziție, pentru că vom învăța împreună din Sfânta Scriptură și avem nevoie să ne notăm câteva lucruri, numai pentru noi, dar și pentru aceia care vor dori să audă cuvântul explicat de pe buzele noastre. Și credeți-mă, dacă noi ne dorim, Dumnezeu ne va oferi posibilitatea de a împărtăși cuvântul și cu alte persoane. Acestea fiind spuse, am să vă invit în acest moment să ne plecăm pe genunchi și apoi vom învăța împreună din Sfânta Scriptură. Puneți în ceruri, cu deplină recunoștință venim înaintea Ta în acest ceas de seară să-ți mulțumim, Doamne, pentru bunătatea Ta care ai arătat-o față de noi. Îți mulțumim pentru sănătate, pentru pace. Îți mulțumim pentru răbdare, îți mulțumim pentru toate binecuvântările zilei de astăzi. Îți mulțumim, Doamne, și pentru încercările pe care Tu le îngădui în viața noastră, pentru curăția noastră. Și Te rugăm, Tată Bun, ca și în aceste momente să ne înveți Tu din Sfânta Scriptură adevărul Tău pentru acest timp. În mod deosebit Te rugăm pentru aceia care sunt alături de noi pentru prima dată, pentru prietenii noștri de adevăr, pentru aceia care au nevoie de lumină din Sfânta Scriptură, pentru cei care doresc să înțeleagă adevărurile și stâlpii credinței noastre. Facă-se voia Ta în viața noastră în aceste momente și Te rugăm, Doamne, ca Tu să lucrezi cu putere mare pentru ca acest cuvânt să ajungă în inima celor sinceri care Te caută. Te rugăm și pentru această transmisiune în direct. Lucrează Tu cu Duhul Tău cel Sfânt pentru ca, prin mijloacele acestea, cuvântul Tău să poată fi transmis către cei sinceri. Îndepărtează orice duh necurat, orice influență nesfântă, orice piedică în calea lucrării Tale
Și fă, Doamne, ca adevărul Tău să ajungă într-un pământ bun în aceste zile din urmă. În numele Domnului Hristos, cerem călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră. Amin. Pentru aceste momente pe care le avem la dispoziție, am să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și să studiem împreună o parabolă, o parabolă care este mult discutată, o parabolă în dreptul căreia se ridică foarte multe întrebări în privința subiectului stării omului în moarte. Starea omului în moarte. Și vom studia împreună parabola sau pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Este o pildă care adesea este menționată în contextul acestui subiect și din nefericire, aș vrea să vă spun, oamenii ajung la concluzii greșite în urma citirii, în urma studierii acestei parabole. În privința acestui pasaj pe care vom citi imediat, vom medita în această seară și așa după cum am spus de la bun început, vă rog din toată inima, luați-vă notițe pentru ca studiul din această ocazie să se dovedească o binecuvântare pentru noi toți. Luca, capitolul 16, și citim împreună de aici, începând de la versetul 19 la versetul 31. Este o ocazie de studiu și de aceea mai întâi de toate voi citi această parabolă în auzul nostru și apoi vom medita la ea. Luca 16, de la versetul 19 citim. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un om sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Și pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, Părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. E bine, iată, aceasta este parabola pe care vom studia în această ocazie și această parabolă, după cum v-ați dat seama din ceea ce noi am citit, cuprinde niște lucruri care sunt puțin de neînțeles la prima vedere și oamenii ajung să-și formeze o teologie în urma studierii acestei parabole. Și nu de puține ori în viața mea am auzit oameni folosindu-se de această parabolă pentru a susține că odată ce omul a murit, cel credincios se duce direct în rai și se bucură
de binecuvântările pregătite de Dumnezeu, iar cel necredincios ajunge în foc, într-un loc de chin, într-un loc de spaimă, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, am putea spune, și aceasta se întâmplă imediat după ce omul a murit. Așa după cum v-am spus, acest text pe care noi l-am citit este o parabolă. Chiar în traducerea Cornilescu, dacă vă uitați cu atenție, este scris pilda bogatului nemilostiv. Relatarea aceasta, pe care noi tocmai am citit-o din Sfânta Scriptură, nu apare în niciuna dintre celelalte evanghelii. Matei nu a scris niciodată această parabolă. Marcu nu a scris niciodată și nu menționează în scrierile sale o astfel de parabolă. Dacă vă aduceți aminte, există parabole pe care Domnul Hristos le-a rostit, care sunt menționate și în celelalte evanghelii. Dar această parabolă, în mod special, nu o găsim decât în cartea lui Luca, pare că avea o afinitate și era mai apropiat pentru cei care erau greci, pentru cei dintre neamuri, am putea spune, din perioada istoriei Pământului la data aceea. Acum, haideți să ne uităm și să înțelegem de ce spunem foarte clar că aceasta este o parabolă. De toate, aș vrea să vă uitați la formula de început a acestei parabole. Priviți ce spune Biblia în Luca, la capitolul 16, de la versetul 19, Biblia spune: era un om bogat. Subliniați în notițele dumneavoastră aceste cuvinte. Era un om bogat. Doar câteva exemple. Sunt mult mai multe exemple în Sfânta Scriptură, unde Hristos a început a prezenta și alte parabole în aceeași formulă. Priviți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, la capitolul 16, citim de aici versetul 1, unde este descrisă pilda ispravnicului necredincios. Priviți cum începe această parabolă. Iisus a mai spus ucenicilor săi: un om bogat avea un ispravnic. Observați? Din nou aceeași prezentare, din nou aceeași introducere. Era un om bogat. Aici un om bogat avea un ispravnic. Vreau să vă uitați în Luca 15, de la versetul 11. Din nou și din nou, introducerea formulată de Domnul Hristos aduce în atenția noastră niște parabole, niște pilde rostite de Domnul Iisus Hristos. Luca 15, de la versetul 11, Biblia spune: el a mai zis, un om avea doi fii. Și exemplele pot continua din nou și din nou, din nou și din nou. Mai mult decât atât, motivul pentru care susținem că această cuvântare rostită de Domnul Hristos este o pildă, este o parabolă, este pentru că în tocmai ceea ce am citit se găsesc lucruri care nu pot fi luate decât simbolic. Decât simbolic de relatarea Domnului Hristos. Să vă dau câteva exemple. Unul dintre exemplele la care putem privi cu atenție este următorul. Și anume, că în momentul în care bogatul nemilostiv se găsește în foc, în locul acela de chin, el strigă pentru ca săracul Lazar să-și înmoaie degetul în apă și să vină să atingă cu degetul acesta înmuiat în apă, să-i atingă limba ca să se răcurească. Lucrul acesta, din punct de vedere natural, fizic, dacă această parabolă ar fi ceva real, autentic, la literă, acest lucru este o imposibilitate. Este imposibil, este absurd să crezi că un deget înmuiat în apă și pus suferă în foc poate să aducă alinare și să răcorească o persoană. Priviți ce spune Biblia în Luca, la capitolul 16, versetul 24. Luca 16, de la versetul 24, citim. De la chiar versetul 23. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat:
Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcurească limba, căci grozav sunt chinuit în... Nu putem lua această prezentare, aceste cuvinte, nu le putem lua în mod literal, ci trebuie să fie neapărat simbolic, mai mult decât atât. În parabolă se pare că acest loc unde este primită răsplata neprihănirii, am putea spune raiul, așa cum înțeleg oamenii, este atât de apropiat de locul acesta de chin, de văpaia aceasta, de focul acesta, încât cei pierduți îi pot vedea pe cei mântuiți, ba chiar se pot auzi, pot comunica unii cu ceilalți. Această parabolă. Luca, capitolul 16, și vrem să citim de aici, de la versetul 23. Biblia spune, pe când era el în locuința moților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus. Atenție! Deci din locul acesta unde se găsea, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Deci se pot vedea în această parabolă unii pe ceilalți. Mai departe, nu doar că se pot vedea unul pe ceilalți, există o comunicare între cei care se găsesc în locul acesta al binecuvântării și pedeapsa despre care noi citim. Uitați-vă cu atenție, începând de la versetul, de la versetul 24. Și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Uitați ce spune versetul 26. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare. Așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, de acolo, să nu poată. Nu putem trece dintr-o parte într-alta, dar putem să ne vedem unii pe alții, putem să ne auzim unii pe alții. Imaginați-vă dumneavoastră că aceste lucruri pe care noi le citim sunt o realitate și le vom înțelege literal așa cum le-am citit aici în parabolă. Ce bucurie ar fi aceasta pentru cei salvați ca să poată auzi strigătele celor pierduți timp de obișnicii. Imaginați-vă ce bucurie ar avea o mamă dacă în urma respingerii Evangheliei fiii ei s-ar găsi în pedeapsa conform înțelegerii unora în parabolă și mama să poată auzi strigătele disperate ale copiilor și se poată vedea și viceversa. Copiii pe mamă și mama pe copii. Lucrul acesta nu poate fi înțeles în mod literal. Iar Biblia nu ne oferă nici o direcție care să ne încurajeze într-o astfel de doctrină. Mai mult decât atât, Sfânta Scriptură ne prezintă faptul că în urma morții, în urma morții săracului Lazar, acesta este dus de îngeri în sânul lui Avram. Acum, dacă noi am luat această parabolă în mod literal, aceasta înseamnă că toți mântuiți, toți neprihăniți care au murit, se duc automat în sânul lui Avram. Cum înțelegem noi expresia sânul lui Avram? Să o înțelegem cât de mare să fie sânul lui Avram, sânul literal, pieptul lui Avram, în așa fel încât să poată încăpea toți mântuiții din toate veacurile la sânul lui Avram. Nu putem înțelege așa. Nu putem lua literal. Sânul lui Avram reprezintă ceva și vom studia din Cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. Dacă conform parabolei, toți cei salvați, toți cei mântuiți, după ce mor se duc în sânul lui Avram, vă întreb pe dumneavoastră, unde s-au dus copiii credincioși al lui Dumnezeu care au murit în credință înainte ca Avram să fi trăit și să fi murit? Ei unde s-au dus?
ca neprihănitul Abel, spune Sfânta Scriptură în Evrei la capitolul 11. Unde s-au dus aceia? Noi. Unde s-au dus aceia care au murit în credință după cuvântul lui Dumnezeu? Unde s-au dus ei, cei neprihăniți, înainte ca Avram să trăiască și să moară? Unde s-au dus acestea? Iată câteva elemente care trebuie să ne ajute să înțelegem că noi nu putem lua această parabolă în mod literal. Parabola trebuie înțeleasă, trebuie din această parabolă și adevărurile prețioase pe care Dumnezeu dorea să ni le transmită prin intermediul acestei cuvântări. Nu putem lua această parabolă în mod literal. Acum, pentru a înțelege parabola și ce Domnul Hristos dorea să învețe prin această parabolă, trebuie să fim conștienți de un lucru. Ori de câte ori veți studia parabole Domnului Hristos, trebuie să fiți foarte atenți la publicul sau la audiența care se găsea înaintea Domnului Hristos când rostea parabole, pildele sale. Pildele erau folosite de Hristos pentru a transmite un mesaj în mod special audienței celor care erau prezenți. Iar personajele pe care Hristos le folosește, exemplele pe care Hristos le folosește, erau menite adesea pentru a descrie o categorie din rândul ascultătorilor prezenți. Cui au fost adresate aceste cuvinte din parabolă în mod deosebit? Cine erau ascultătorii? Care era audiența participantă în acest capitol? Să citim de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 13. Domnul Hristos rostește aceste cuvinte după ce a rostit pilda ispravnicului necredincios. Ascultați. Nici o slugă nu poate sluji sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Atenție! Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona fiind un simbol al Dumnezeului sau idolul banilor. Idolul acesta lăcomiei de bani. În urma acestor cuvinte, ascultați ce spune Biblia mai departe. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Deci întrebarea, pe baza celor citite, cine se găseau acum înaintea Domnului Hristos și făceau parte din audiența prezentă? Cine ascultau cuvintele lui Hristos acum? Biblia ne spune, aceștia erau farisei, aceștia care erau iubitori de bani, erau avizi, erau însetați după câștig, spune cuvântul. Ceea ce urmează acum mai departe, Hristos prezintă cuvinte care ar trebui să trezească conștiința acestor farisei. Adresându-se farisei, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Subliniați aceste cuvinte pentru că sunt foarte importante. De fapt, vom dovedi cu Biblia că Hristos a rostit această pildă, această parabolă a bogatului nemilostiv și a săracului Lazar pentru a arăta nebunia minții omenești. Pentru a arăta că ce este înălțat înaintea oamenilor este o urăciune, dar Dumnezeu vede cu adevărat starea inimii fiecărui om. Iar apoi, următoarele versete care sunt rostite, inclusiv pilda, este adresată în mod special cui? Fariseilor. Acum, în notițele voastre, ar trebui deja să aveți notate câteva lucruri. 1. Învățăm despre o... 2. A doua notiță pe care trebuie să o aveți este următoarea. Această parabolă, la fel ca și alte parabole rostite de Hristos, sunt adresate unui public special, unei audiențe speciale, în cazul acesta farisei. Acum, în privința subiectului stării morților, starea omului în moarte,
ce se întâmplă cu omul după ce a murit, în zilele Domnului Hristos era o confuzie cu privire la subiectul acesta, la fel cum există confuzie chiar și în momentul de astăzi. În zilele acelea existau farisei, cei care sunt menționați și saducheii. Mergem în Faptele Apostolilor, la capitolul 23. Faptele Apostolilor, capitolul 23, vrem să citim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu, haideți să citim de la versetul 6. Priviți ce spune Biblia despre farisei și despre saducheii. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saducheii, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: fraților, eu sunt fariseu, fiul de fariseu, din pricina nădejdii înaintea morților sunt dat în judecată. Deci iată acum, aici, Pavel, el spune că eu cred în învierea morților, iar în învierea morților credeau și farisei. Ascultați ce spune Biblia mai departe. Când a zis el vorbele acestea, s-a stârnit o neînțelegere între farisei și saduchei. Cu privire la ce? Cu privire la învierea morților. Și adunarea s-a dezbinat, căci saduchei zic că nu este înviere, nici înger, nici duc, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. Și spune Biblia că a început o ceartă acum între farisei și saduchei. Fariseii credeau în înviere, dar saduchei nu credeau. Existau păreri opuse în privința subiectului acesta, starea omului în moarte. Părerile erau împărțite. Mai mult decât atât. Acum, în acest moment, am să vă îndemn să vă rugați în aceste clipe mai departe, pentru ca conexiunea noastră în această seară să meargă bine. Rugați-vă, pentru că de fiecare dată când ne rugăm, se pare că Dumnezeu intervine și ne scoate. Și cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă lucrurile merg bine, putem să ne așteptăm la atacuri din partea celui rău. Acum, dacă vă aduceți aminte, Sfânta Scriptură ne spune că la un moment dat, în timp ce Domnul Hristos era cu ucenicii cândva pe mare, ucenicii s-au înspăimântat, crezând că înaintea lor este o nălucă, o fantomă este folosit într-o altă traducere în Cuvântul lui Dumnezeu. Până și ucenicii Domnului Hristos, datorită acestei confuzii cu privire la subiectul stării omului în moarte, ajunseseră să aducă în credința lor elemente care erau străine de Cuvântul lui Dumnezeu. Iar un motiv pentru care Hristos a prezentat această parabolă este pentru a se adresa celor două teologii, celor două gânduri prezente în zilele acelea. Unii care credeau în înviere, alții care nu credeau în înviere. Cei care credeau că răsplata este primită imediat după ce omul a murit. Acum, cu gândul acesta în minte, haideți să analizăm în următoarele clipe pe cine reprezintă bogatul din această parabolă. Nu uitați, este o parabolă și noi nu putem lua aceste lucruri în mod literal. Noi nu putem lua fabula, greierele și furnica, și noi chiar să credem că există o conversație între greiere și furnică. Nu putem face lucrul acesta. Și noi trebuie să înțelegem aplicațiile și lecțiile practice din aceste fabule, din aceste povestiri pe care adesea noi le transmitem pentru a sublinia un punct, o informație prețioasă, cum este hărnicia în viața noastră de zi cu zi. Pe cine reprezintă acest bogat? În notițele dumneavoastră aș vrea să vă notați asta. Bogatul nemilostiv reprezintă națiunea copiilor lui Israel și farisei prezenți în zilele Domnului Iisus Hristos. Repet pentru cei care vă luați notițe. Bogatul nemilostiv reprezintă farisei în mod special și națiunea copiilor lui Israel într-un sens general. Haideți să citim ce spune Biblia despre acest bogat nemilostiv. Luca 16 și vrem să citim de aici, de la versetul 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră
și în in subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Deci iată, avem aici un om bogat și este sunt prezentate în acest pasaj ce tipuri de haine îmbrăca bogatul acesta. Ce fel de calitate a hainelor putem vedea în garderoba acestui om bogat. Ce spune Biblia? Care se îmbrăca în porfiră. Cuvântul acesta, porfiră, este purpură și în in subțire. Acum, pentru cei care vă luați notițe, ar trebui să ne vină în minte pasajul din Faptele Apostolilor, unde o avem pe Lidia, vânzătoarea de purpură din Tiatira. Acum, cum era obținută purpura aceasta? Era un colorant care era folosit pentru vopsirea unor materii. Atenție! Purpura, la data aceea, era mai scumpă decât aurul. Purpura era mai valoroasă decât aurul. De ce? Cum se extrage purpura? În zona aceasta a tirului, purpura era extrasă din niște scoici, speciale, care erau scoase din apă și trebuiau ca aceste scoici să fie zdrobite, strivite, și în urma acestei zdrobiri era secretată o substanță, iar substanța aceasta era culeasă, era pusă deoparte picul cu picul, pentru ca în cele din urmă să se strângă un gramaj necesar pentru a fi vopsite anumite materii. Această purpură, secreția aceasta care era luată din scoici, era vândută și era mai prețioasă decât aurul curat. Pentru un gramaj nu foarte semnificativ, nu vorbim de litri, era necesar mai bine de 60.000, atenție, nu 6.000, 60.000 de scoici care să fie scoase, era într-adevăr o muncă asiduă pentru ca să poți ajunge să ai acest colorant care era folosit pentru vopsirea materiilor, purpura aceasta, iar această culoare era purtată în mod special de împărați, de clasele cele mai înalte, de oameni foarte, foarte bogați. E ca și cum astăzi am face referire la casele acestea de modă ale lumii, cei mai buni designeri, cele mai bune firme, cele mai bune mărci, cele mai bune, cum să spun eu, stofe, mătăsuri și așa mai departe. Haideți să citim din Biblie. Purpura folosită în dreptul royalității, îmbrăcămintea purtată de împărați, vorbim despre haine scumpe, nu orice fel de haine purtate. Mergem în cartea Judecături, la capitolul 8, și vrem să citim de aici, de la versetul, cred că este versetul 26, dacă mi-aduc aminte bine. Judecători, capitolul 8, și vrem să citim de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 26. Biblia spune următoarea. Greutatea verilicilor de aur pe care le-a cerut Gedeon a fost de 1700 de sicli de aur. Atenție! Afară de lumină cei de aur și de haine de purpură, atenție, cine purtau hainele de purpură? Purtau împărații Madianului. De cine se îmbrăcau cu purpură, cu haine de purpură? Împărații. Clasele de cele mai de sus. Haideți să citim. Mergem în Marcu la capitolul 16. Marcu 15. Vă aduceți aminte că Domnul Hristos a fost batjocorit și titlul lui de împărat a iudeilor a fost batjocorit aruncându-se pe el o haină de purpură? Marcu capitolul 15 și vrem să citim împreună de la versetul 16. Priviți ce spune Biblia. Ostașii au adus pe Iisus în curte, adică în palat, și au adunat toată ceata ostașilor. L-au îmbrăcat într-o haină de purpură și au împlitit-o cu nuntă pe cap. Apoi au început să-l ureze și să zică: plecăciune împăratul iudeilor! Și îl loveau în cap cu trestie. Îl scuipau,
îngenuncheau și se închinau. Și după ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să răstignească. De ce i-au pus această haină de purpură pe el? Cine îmbrăca conform Sfintelor Scripturi haina de purpură? Împărații. Împărații pământului. Și acum, în semn de baciocură, au pus această haină de purpură, au început să facă plecăciuni înaintea lui și îl baciocoreau și râdeau de el. Plecăciune împăratul iudeilor. Purpura arată bogăție, royalitate, regalitate. Vorbim despre îmbrăcămintea purtată de cele Apocalipsa, capitolul 18. Apocalipsa, capitolul 18. Vrem să dovedim cu Biblia că acest bogat nemilostiv este un simbol al fariseilor din zilele Domnului Iisus Hristos. Apocalipsa, capitolul 18. Vrem să citim de aici, de la versetul. Haideți să citim de la versetul 11. Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfă. Marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subțire, de purpură, de mătase și de stacojiu. Mergem mai departe acum și citim versetul 15. Cei ce fac cu aceste negoți, cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei, vor plânge și se vor tângui și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era îmbrăcată cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, atâtea bogății într-un ceas sau inul subțire și purpura sunt menționate în contextul bogăției, alături de pietrele scumpe, de aur, de mărgăritare. Vorbim despre niște haine scumpe, haine pentru clasele înalte. Întrebare. În zilele Domnului Iisus Hristos, aveau fariseii din zilele Domnului Hristos o dorință de a se etala cu hainele lor înaintea oamenilor în zilele Domnului Hristos? Făceau fariseii, atenția, și cereau respect și onoare chiar și prin hainele pe care ei le purtau înaintea oamenilor. Mergem în Matei la capitolul 23. Matei, capitolul 23. Omul acesta bogat, prezentat în făcea referire la fariseii din zile Domnului Hristos. Omul acesta bogat nu purta orice fel de haine. Avea niște haine deosebite care arătau poziția lui, arătau rangul lui, arătau poziția lui în societate. Priviți ce spune Biblia. Matei 23 și vrem să citim de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 1 și versetul 2. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și fariseii șerp pe scaunul lui Moise. Aici Hristos rostește niște vaiuri pentru farisei. Priviți ce spune despre farisei. Versetul 5. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacterele poale cu ciucuri lungi. Umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să zică: Rabi, Rabi. Ce făceau farisei în zile Domnului Iisus Hristos? Își puneau niște, cum să le numesc, niște dantele, dacă aș putea spune, niște pamblici la hainele lor, aveau niște ciucuri la hainele lor și prin acest ei căutau să-și arate poziția mai înaltă pe care o aveau în mijlocul poporului Dumnezeu. Ei căutau să arate că nu sunt ca ceilalți oameni, că ei merită onoare, ei merită cinste, ei merită plecăciune, ei merită închinare. Acel bogat nemilostiv arăta la caracterul și la atitudinea fariseilor din zilele Domnului Iisus Hristos. Haideți să ne uităm ce mânca acest bogat nemilostiv la masa lui și ce atitudine avea el. Priviți ce spune Biblia. Luca, capitolul 1, citim de aici, de la versetul 19. Biblia spune: era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire și în fiecare zi, atenție,
duceau o viață plină de veselie și de strălucire. Deci în casa lui era banchet non-stop. În casa lui era belșug în fiecare zi. Dar priviți care era atitudinea acestui bogat de milostiv față de cei care erau mai, cum să zic, într-o categorie socială precară. Cei care erau mai săraci, cei care aveau lipsă. Priviți ce spune Biblia. La ușa lui, atenție, deci în timp ce el se ospăta, în timp ce avea belșug, la ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Ne vom întoarce la el. Și dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Observați, deci bogatul mânca. El mânca, acum ușa era închisă. Ușa nu face nimic altceva decât de a pune o barieră și în aceasta și față de oameni. O ușă, iar la ușă stătea săracul acesta numit Lazar. Săracul aștepta și el firimiturile măcar să ajungă la el. Dar bogatul nemilostiv benchetuia, petrecea în fiecare zi. Iar aceasta este exact atitudinea pe care o aveau fariseii în zilele Domnului Iisus Hristos. Trăiau pentru ei, pentru binele lor, nu interesa ce se întâmplă cu membrii bisericii, nu interesa ce se întâmplă cu categoriile sociale defavorizate. Membrii bisericii, poporul Israel, era văzut doar ca o vacă de la care se putea lua laptele pe gratis, fără ca oamenii să poată spune nimic. Priviți ce spune Biblia. Luca 16, suntem aici, de la versetul 14, ne este arătat egoismul fariseilor. Goana lor după bani. Priviți ce spune Biblia. Luca 16, de la versetul 14. Fariseii care erau iubitori de ce? De bani. Și, spune Biblia, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. Vedeți acum o paralelă între farisei și bogatul nemilostiv? Vedeți acela spirit mai mult decât capitolul 23. Matei, capitolul 23. Prietenii mei, dacă noi lăsăm Biblia să se explice pe ea însăși, vom înțelege cu adevărat scopul acestei pilde, acestei parabole. Matei 23, aduceți-vă aminte aici vorbind despre vaiul pentru farisei. Matei 23 și citim de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 14. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați, atenție, casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua și o mai mare osândă. Ce mâncau acești farisei? Casele văduvelor erau nemulțumiți tot timpul în dorința de a câștiga, de a câștiga mai mult. Dar când ajungeau înaintea oamenilor, păreau atât de sfioși, atât de pioși, atât de credincioși, dar erau niște oameni lacomi, avari, care n-aveau niciun interes pentru cei care erau mai defavorizați. Haideți să vă ofer un exemplu. Luca, la capitolul 14, vrem să vedem aici o invitație a unui fariseu față de Domnul Iisus. Luca 14 și vrem să citim de la versetul 1. Biblia spune următoarea. La versetul 1. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia dintre fruntașii sinagogii ca să prânzească. Deci iată, Iisus este invitat la masă la un fariseu. Fariseii însă îl pândeau de aproape. Imaginați-vă și ești chemat la masă și toată lumea așteaptă de la tine numai să vâneze greșeli, că abia așteptau să găsească ceva să îl închinuiască pe Iisus. Și acum când Iisus observă că fariseul a chemat numai pe oamenii bogați, înalți, oamenii prosperi și niciunul dintre aceia care aveau nevoie cu adevărat de ajutor. Primiți ce spune Biblia. Luca 14, de la versetul 12. A zis celui cel poftis, când dai un prânz sau o cină, să nu chem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când ai o masă, cheamă pe sărăcii, pe schiloți, pe șchiopi, pe ori, spune Biblia, și va fi ferice de tine,
pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar la învierea cui? La învierea celor neprihăniți. Observați ce spune pasajul acesta cuvântul lui Dumnezeu. Observați atitudinea fariseului. El avea grijă de ceilalți care puteau să întoarcă serviciul înapoi. Dar față de oameni exemplificați prin săracul Lazar cu bube, el n-avea niciun interes. Omul acesta bogat din parabolă, bogatul nemilostiv, face referire la națiunea iudaică în general și în mod special la clasa aceasta a fariseilor din zile Domnului. Odată ce bogatul nemilostiv ajunge în locul de chin, spune parabola, unde își primește pedeapsa, el are un dialog cu cineva. Priviți ce spune Biblia. Mergem în Luca la capitolul 16 din nou. Luca 16 și vrem să citim de aici, de la versetul 23. Biblia spune așa. Pe când el în locuința moților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, și-a văzut de departe, atenție, pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat, Părinte Avrame, vreau să subliniați modul în care se adresează acum bogatul nemilostiv lui Avram. Îi spune, Părinte, sau am putea spune, Tată Avram, Părinte Avram, Părinte Avram, versetul 24. Cum îi răspunde Avram? Versetul 25. Fiule, i-a răspuns Avram. Observați, tata, Avram, fiule lui Avram. Citim mai departe. Versetul 27. Bogatul a zis, rog-te, dar părinte Avram. Priviți ce spune Biblia în versetul 30. Nu, părinte Avram. Din nou și din nou, modul în care acest bogat nemilostiv se adresează lui Avram, Părinte Avrame, Părinte Avrame. Întrebare. Națiunea iudaică și în mod descendenții lui Avram, fiii lui Avram, și îl numeau pe Avram părintele lor, tatăl lor. Da. Haideți să citim din Biblie. Mergem în cuvântul lui Dumnezeu, în Matei la capitolul 3. Matei, capitolul 3. Prietenii mei, trebuie să înțelegem simbolurile acestei parabole. Matei, capitolul 3. Și vrem să citim de aici, de la versetul. Citim de la versetul 7. Aici Ioan Botezătorul lucrează. Matei 3, de la versetul 7. Dacă n-a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Foarte interesant. Se pare că Ioan Botezătorul nu se bucurau că oamenii ieșeau la botez. Foarte interesant că Ioan Botezătorul aici nu punea pe oricine în apa botezului. Foarte interesant că în momentul în care mulțimile au venit spre botez, Ioan Botezătorul a oprit, stați acolo, că pentru voi botezul nu este decât un duș. Baie puteți să faceți acasă. Dacă într-adevăr vreți să primiți botezul, trebuie să faceți roade vrednice de pocăința voastră. Dar ce spuneau ei, acești farisei, saduchei, și să nu credeți că puteți zice înșivă, avem ca tată pe cine? Pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice pe cine? Pe fiii lui Avram. Deci iată aici fariseii, saducheii, poporul Israel se uita la Avram ca fiind părintele lor, părintele credincioșilor. Vechiul Testament, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Părinte Avrame, Părinte Avrame, nu fiule. Mergem în Ioan la capitolul 8. Ioan capitolul 8. Ioan capitolul 8. Și vrem să citim de aici, de la versetul, haideți să citim conversația Domnului Hristos cu cei din vremea lui. Ioan capitolul 8 și vrem să citim împreună de la versetul 33. Priviți ce spun oamenii. Ei au răspuns. Noi suntem sămânța lui Avram. Noi suntem descendenții lui Avram. Noi suntem pocăiți din generație în generație.
Noi suntem, noi ne-am născut adventiști, sunt unii oameni. Noi suntem din generație în generație. Sămânța lui Avram și n-am fost robi nimănui. Cum zici tu veți fi sloboți? Adevărat, adevărat, vă spun, ne-a spus Iisus. Că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă. Fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă va face sloboți, veți fi cu adevărat sloboți. Știu că sunteți sămânța lui Avram. Știu că sunteți descendenții lui Avram. Știu că, din punct de vedere genealogic, sunteți sămânța lui Avram. Dar căutați să mă omorâți pe mine. Pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut la tatăl meu. Și voi faceți ceea ce auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus ne-a zis. Copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum, căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-a spus adevărul, pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au spus din curvie. Avem un singur tată pe Dumnezeu. Și apoi Domnul Hristos trebuie să taie la rădăcine, spune, voi aveți un singur tată pe diavol. Pentru că poftele lui căutați să le împliniți. Observați din nou și din nou. Părinte Avram în parabolă. Părinte Avram în parabolă. Cine se adresau așa? Cine se considerau copiii lui Avram? Cine îl numeau pe Avram părinte? Era națiunea iudaică. În mod special cărturarii și fariseii care ajunseseră să înalțe pe Avram mai presus de Dumnezeul lui Avram în zilele Domnului Iisus Hristos. Mai mult decât atât. Acest bogat în momentul în care apelează la Avram, îl roagă pe Avram să trimită pe cineva din morți. Și în momentul următor, dacă citiți în Luca, la capitolul 16, Luca la capitolul 16, priviți ce spune versetul 29 și versetul 31. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns. Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Întrebare. Cine era acea națiune care avea acces la Moise și la proroci? Pentru că acum, când acest bogat de milostiv spune, trimite pe cineva în casa tatălui meu, Avram spune nu. Ei Moise și pe proroci. De două ori este subliniat. Cine sunt aceia care aveau acces la Moise și la proroci? Cine puneau accent pe scrierile lui Moise și ale prorocilor? Dar nu-L vedeau pe Hristos în acele scrieri. Erau cărturari, saducheii, farisei, na copiii lui Israel în mod special. Haideți să citim câteva exemple. Mergem în Ioan la capitolul 9. Ioan capitolul 9 și vrem să citim. Prietenii mei, eu știu că mesajul acesta Dumnezeu va face să ajungă la oameni care niciodată n-au studiat acest pasaj așa cum ar trebui. Și trebuie să ne rugăm la Dumnezeu ca adevărurile sale, lumina din cer să ajungă la cei sinceri. Pentru că atunci când oamenii vor descoperi aceste adevăruri, mulți vor lua poziție pentru cauza lui Dumnezeu. Priviți ce spune Biblia. Ioan capitolul 9 și vrem să citim de aici de la versetul 13. Ioan 9, versetul 13. Domnul Hristos a vindecat pe un orb și acum orbul acesta, odată vindecat, este adus înaintea cărturarilor și fariseilor. Cine l-a vindecat? În vremea aceea nici nu puteai să vezi dacă nu-ți dădeau permisiune cărturarii și farisei. Dacă citiți cu atenție, n-aveai voie nici să vezi dacă nu-ți spuneau ei să vezi în zilele aceea. Nici ideea de vindecare prin puterea lui Dumnezeu nu încăpea în mintea lor. Priviți ce spune Biblia. Ioan 9 de la versetul 13. Au adus la farisei pe cei ce fusese orb mai înainte și era o zi de sabat când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Din nou farisei l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vedere. El a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-a spălat și văd. Atunci unii din farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne?
și era dezbinare între ei. Observați din nou, fariseii, fariseii. Acum, vreau să ne uităm de la versetul 26. Iarăși l-au întrebat, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el. Și ce voiți să mă mai ascult, mă auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Acum ascultați. Ei l-au ocorât, adică l-au bagiocorit. Și i-au zis, tu ești ucenicul lui. Noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise. Dar acesta nu știm de unde este. Scrierile cu ele înălțau cărturarii și farisei. Scrierile lui Moise. Dar în scrierile lui Moise, ei nu-L vedeau deloc pe Domnul Hristos. În fiecare sabat, spune Scriptura, ei citeau din scrierile lui Moise și erau ori. Au pe Moise și pe proroci. Primiți ce spune Apostolul, capitolul 15. Fapte, capitolul 15. Fapte 15. Prietenii mei, n-am să mă fugăresc, n-am să alerg în studiul acesta, vreau să mergem punctat pentru ca să fie clar. Fapte 15. Și aș vrea să citim de aici, de la versetul, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 15. Și vrem să citim de aici, de la versetul Fapte, capitolul 15, că este, unde se spune în acest pasaj că în fiecare zi de sabat, spune cuvântul lui Dumnezeu, citeau din Moise. Fapte, capitolul 15, versetul, de la versetul 1, nu este acesta versetul, dar vom citi. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți să fiți mântuiți, spuneau ei în data aceea. Caut versetul 5. Atunci, spune Biblia, unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu găsesc acel verset? Mulțumesc. 21. Priviți ce spune Biblia. Mulțumim lui Dumnezeu. Atenție! Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Ce era citit în sinagogi? Erau citite scrierile lui Moise. Ioan capitolul 5. Ioan capitolul 5. Și vrem să citim împreună de aici, atenție, Ioan 5 de la versetul 45, priviți ce spune Domnul Iisus. Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască? Moise, în care v-ați spus ce? Nădejdea. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și El a scris despre mine. Iată, toate aceste lucruri pe care noi le-am citit, ne arată foarte clar că bogatul nemilostiv din parabole este un simbol al națiunii iudaice și în mod special un simbol al fariseilor din zilele Domnului Iisus Hristos. Iar Sfânta Scriptură ne spune că a venit un moment când fariseul acesta privilegiat, atenție, fariseul acesta care era înălțat înaintea oamenilor, aduceți-vă aminte ce am citit, orice este înălțat înaintea oamenilor este o urciune înaintea lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură. Și în Luca la capitolul 16, de la versetul 22 spune Biblia. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, a murit și bogatul și l-a îngropat. Vreau să pun o întrebare în momentul acesta. Cum credeți dumneavoastră că a arătat înmormântarea bogatului? Cum credeți că a arătat înmormântarea bogatului când bogatul a murit? Acest om bogat cu haine scumpe care dădea petrecere în fiecare zi. Cum credeți că a murit bogatul? Parcă ne imaginăm o mormântare unde sunt prezenți mulți oameni. Parcă vedem acum un sicriu, o metodă de a fi mormântat cu multă pompă, cu mulți oameni, cu mult fast, cu multă cheltuială.
Însă știți care era problema? Că ceea ce era anunțat înainte oamenilor era o urăciune în spatele care se vedeau. Dumnezeu vedea cu adevărat ce era în inima lor. Parabola spune că și săracul Lazar a murit. Vă imaginați cum a fost înmormântarea lui Lazar? Vă imaginați cum a fost înmormântat Lazar când el a murit? Parcă văd cum a fost făcută o groapă la întâmplare și a fost coborât acolo cu o pătură sau cu un cearșaf, coborât, nu tu oameni, nu tu public, nu tu nimic, și Lazar a fost pus acolo în mormânt, amândoi au murit, amândoi au fost îngropați, și Sfânta Scriptură ne prezintă faptul că ceea ce oamenii estimau în mintea lor, ceea ce cărturarii și farisei se gândeau că răsplata lor va fi, Dumnezeu face ca în această parabolă să inverseze lucrurile total. Și surpriză înaintea tuturor ascultătorilor. Am identificat pe bogatul nemilostiv. Pe cine reprezintă săracul Lazar? Săracul acesta plin de bube. Pentru cei care vă luați notițe, aș vrea să vă notați acolo bube. Cuvântul acesta bun. Săracul acesta, deci sărac, plin de bube. Vă întreb, cei care studiem Cuvântul lui Dumnezeu, ce exemplu ne vine Sfânta Scriptură a unui om bolnav plin de bube? Vă aduceți aminte? Este exemplul lui Iov. Notați-vă, Iov capitolul 2, de la versetul 6, 7, 8 și mai departe, unde Biblia ne spune că Iov, acel om neprihănit al lui Dumnezeu, a fost lovit de Satana cu buberele din talpa piciorului până în creștetul capului. Biblia spune că se scărpina cu ciorul. Însă în momentul în care Iov era plin de bubele acestea, nevasta lui a venit și a spus: "Blastă-mă pe Dumnezeu și mori! Blastă-mă pe Dumnezeu!" Și Iov spune: "Ce? Să primim de la Dumnezeu numai binele și să nu primim din partea lui Dumnezeu și răul." Acum, bubele lui Iov erau puse pe seama dezaprobării lui Dumnezeu față de Iov. Iov, ești un păcătos. Dumnezeu și-a întors privirea de la tine. Dumnezeu nu vrea să aibă nimic de a face cu tine. Vă aduceți aminte lucrarea prietenilor care au venit să plângă pe Iov? Cum îl acuzau și îl împungeau pe Iov, considerându-l vinovat de starea în care el se găsește? La fel și atitudinea acestui bogat nemilostiv față de săracul Lazar, plin cu bube în sărăcia lui. Această situație era văzută ca fiind o dezaprobare din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu te pedepsește. Dumnezeu este Cel care nu-și pune binecuvântarea asupra ta. E sărac, este numai pentru că Dumnezeu și-a întors privirea de la tine. Predicatorii aceștia ai prosperității pe care auzim în bisericile harismate. Dacă ai bani, dacă ești prosper, dacă ai o casă mare și ai o mașină mare, Dumnezeu este cu tine și Dumnezeu te binecuvintează. Vino la Domnul, că Domnul îți dă, Domnul îți face. Parabola aceasta nu ne învață așa ceva, prieteni. Parabola aceasta ne prezintă că ceea ce este aplaudat înaintea oamenilor, în ochii lui Dumnezeu este nimic. Pentru că Dumnezeu vede ce este în inima omului. Bubele în Sfânta Scriptură. Isaia capitolul 4, versetul 4, la versetul 8 și 9, bubele, rănile, ca un simbol al păcatului, al nelegiuirii, al păcătoșenii. Și la așa se comportau, atenție, se comportau copiii lui Israel și în mod special fariseii cu cei săraci în adevărul lui Dumnezeu, cu cei care erau considerați bătuți de soartă, bătuți de Dumnezeu, niște păcătoși, niște oameni fără de lege. Dați-mi voie să vă spun, erau văzuți mai rău decât animalele. Aduceți-vă aminte că în parabolă exista mai multă milă din partea câinilor care lingeau bubele decât din partea bogatului nemilostiv. Între bogatul nemilostiv și sărac era o ușă. Săracul stătea la ușă și aștepta ca cineva să deschide o, să arunce niște firmituri. Poftim. Mănâncă. Cum dăm mâncare la, cum dăm mâncare la porumbei, cum dăm mâncare la papagal, cum aruncăm ceva în cușcă la câine, luați și voi de aici ce a mai rămas. Vă întreb pe dumneavoastră acum. Ar vrea să citesc un verset și orice student al Bibliei imediat ar trebui să facă mintea lui click și să-și aducă aminte
20 și 21. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și... Vă aduceți aminte de o istorie în lucrarea Domnului Hristos unde neamurile sunt asemănate, nu iudeii, neamurile, păgâni, sunt asemănați cu niște căței care trebuie să mănânce firimiturile care cad de la masa copilului Israel. Mergem în Sfânta Scriptură. Matei, capitolul 15. Matei, capitolul 15. Priviți ce spune Biblia. Matei, capitolul 15. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Matei 15. Și vrem să citim de la versetul 21. 15, de la versetul 21. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este muncită rău de un drac. Deci avem o femeie cananeancă, vorbind despre neam. El, acum fiți atenți ce face Iisus. Iisus arată, prin purtarea lui, arată atitudinea pe care copiii lui Israel o aveau față de neamul. Și Hristos vrea să vadă, testează oarecum ucenicii, ce comportament vor adapta ei în această situație. Și vedeți ce face Iisus. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat Stăruitor. Dă-i drumul că strigă după noi. Spune-i! Drept răspuns, el i-a zis. Femeia aceasta vine după el. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mă! Drept răspuns, el a zis, nu este bine să iei pâinea copilor și să o arunci la căței. Cine erau copiii aici? Copiii lui Israel. Oile pierdute ale lui Israel. Dar cine sunt văzuți ca acești căței? Căței aceștia făceau referire la neamurile din jur. Așa se uitau copiii lui Israel la neamurile din jur, care frămânzeau și însetau după neprihănire. Cuvântul lui Dumnezeu se uitau la ei ca la niște câini. Vreau să vă citesc de mine, se uitau la ei ca niște draci. Nici oameni nu-i considerau. Era o barieră între ei și aceștia. Și ascultați acum. Drept răspuns el a zis. Nu este bine să iei pâinea copilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea. Dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis. O femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit. Chiar în ceasul acela. Observați? Săracul Lazar, acesta care are bubele linse de căței, care așteaptă firmiturile de la masa bogatului, de la masa fariseilor, de la masa națiunilor lui Israel, reprezintă națiunile, neamurile din jur, care și ele trebuiau chemate la mântuire, să primească cuvântul vieții. Dar parabola prezintă că în timp ce bogatul nemilostiv se giftuia în casă. Săracul stătea la ușă. Era o barieră între el și bogatul nemilostiv. Și Biblia prezintă din nou și din nou că între națiunea iudaică și neamurile din jur exista o barieră nu cumva să se spurce unul în prezența celuilalt. În mod special atitudinea evreilor față de neam. Ne spurcăm. Păi haideți să citim câteva exemple. Mergem în Ioan la capitolul 4 și vom concluziona prima parte în această seară, pentru că nu putem termina subiectul în această ocazie. Vrem să mergem pas cu pas și va fi și o parte a doua în studiul nostru. Ioan capitolul 4 și vrem să citim de aici întâlnirea lui Hristos cu femeia samariteană. Priviți ce spune Ioan. Ioan capitolul 4. Și vrem să citim de aici, de la versetul, ascultați ce spune Biblia, de la versetul 7. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cu
Cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Și acum ascultați. Iudeii, într-adevăr, n-aveau legături cu samariteni. Deci femeia aceasta a fost atât de mirată. Cum? Tu vrei să ținut în mâna mea? Tu, iudeu, vrei de la mine apă, femeie samariteancă? Și de ce a spus femeia aceste cuvinte? Pentru că între iudei și samariteni era o ușă, era o despărțire. Nu puteau să stea împreună. Priviți ce spune cartea, cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, în Ioan la capitolul 8, cum îi vedeau cărturarii și fariseii pe samariteni. Priviți ce spune Biblia. Ioan capitolul 8 și vrem să citim de aici, citim de la versetul 48. Iudeii au răspuns. Nu ziceam noi bine că e samaritan și că ai drac? Cum se uitau la samariteni iudei? Ca la niște dragi. Nu se uitau la ei ca oameni. Vă vine greu de crezut. Dar așa se uitau copiii lui Israel la neamurile din jur. Haideți să citim în Ioan, capitolul 18. Este momentul în care Domnul Hristos este condamnat. Vreau să vedeți fățărnicia acestor oameni. Fățărnicia lor. Ioan, capitolul 18. Și vrem să citim de la versetul 28. Ascultați ce spune Biblia. Au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Era dimineață. Ei n-au intrat în odaia de judecată, atenție, ca să nu se spurce, să nu poată mânca paștele. Imaginați-vă scena. Intrați, vă rog, nu putem. Intrați. Nu de ce? Dacă intrăm acolo, ne spurcăm. Acolo ați călcat voi și nu putem intra. Vrem să mâncăm paștele. Dar aceiași oameni plănuiau uciderea lui Iisus. Asta nu-i spurca. Dar îi spurca. Îi spurca. Sau pasul pus într-un loc unde călcaseră neamurile. Pilat, un drumar. Nu cumva să ne spurcăm. Haideți să vă aduc aminte de ce Dumnezeu i-a vorbit lui Petru într-o viziune, a prezentat neamurile din jur prin niște dobitoace, prin niște animale. Ascultați. Fapte capitolul 10. Fapte capitolul 10 și vrem să citim de la versetul 9 următoare. Fapte 10 de la versetul 9. A doua zi și se apropiau de cetate pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce și pe când îi pregăteau mâncarea a căzut într-o răpire sufletească. Am văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare, legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară. Ce a curățit Dumnezeu? Să nu numești spurcat. Petru nu înțelege vedenia. Și se întâmplă acum ca unul dintre cei care erau văzuți spurcați de către națiunea iudeilor, un sutaș, Sfânta Scriptură numește Corneliu, unul dintre neamuri, Dumnezeu i s-a arătat și a zis, vreau să-l cauți pe Petru, caută-l, el îți va vesti Evanghelia. Și Corneliu acum vine și îl caută pe Petru și îl găsește. Și citim de la versetul 22. Ei au răspuns. Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbi de bine de tot neamul iudeilor, a fost neștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casă pe care le vei spune. Petru deci a chemat înăuntru și a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câtva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu i-a așteptat cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Sărim acum la versetul le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu altul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. Ce stabiliseră iudeii? N-ai voie să te însoțești cu cineva de un alt neam.
Și dacă citiți în Fapte 11, când a auzit cei tăiați împrejur iudeii că Petru a fost la masă la niște netăiați împrejur la neamuri, te-ai spurcat. Și acum Petru trebuie să prezinte tot ce s-a întâmplat și ce Dumnezeu a vorbit. Prietenii mei, săracul Lazar, mâine vom înțelege de ce Dumnezeu a ales să-l cheme Lazar. Dintre toate numele în această parabolă, Dumnezeu a ales Lazar. Vom vedea de ce. Dar în această seară, aș vrea să conștientizați, bogatul nemilostiv este un simbol al națiunii iudaice în general și al cărturarilor și fariseilor în mod special. Săracul Lazar face referire la neamurile acestea care au nevoie de pâinea vieții. Neamurile acestea care adesea trăiesc după toată lumina pe care au și care erau văzute, privite cu dispreț, erau văzute ca o lepră, draci, animale, câini erau făcuți de către copiii lui Israel. Și acum Dumnezeu prezintă o surpriză înaintea tuturor. Că aceia care s-au văzut credincioși, aceia care s-au văzut spirituali, aceia care erau aplaudați de toată lumea, aceia care erau înălțați înaintea oamenilor, ajung într-un loc unde nu s-au gândit niciodată. Iar cei disprețuiți au parte de cuvântarea oferită celor credincioși al Dumnezeu. Ultimul verset pe care avea să-l citim în această ne arată faptul că Domnul Hristos, copilul lui Israel, și i-a îndemnat să se gândească bine. Pentru că va veni un moment, datorită lipsei lor de credință, neamurile vor sta în sânul lui Avram. Expresia aceasta, sânul lui Avram, aduceți-vă aminte, cei care vă luați notițe în acest moment, sânul lui Avram, dacă vă gândiți la sânul lui Avram ca fiind ceva literal, cât de mare trebuie să fie sânul lui Avram ca să încapă toți mântuiții la pieptul lui Avram? Și așa cum v-am întrebat, unde, atenție, unde s-au dus credincioșii care au murit înainte de Avram? Ei unde s-au dus? Și mai este o întrebare mare la care trebuie să vă gândiți. Știați că Biblia spune că Avram nu s-a suit în cer? Avram nu s-a suit în cer, însă în cui s-au dus acesta? Mâine vom medita la aceste lucruri. Clar, cristal va fi din cuvântul lui Dumnezeu. Dar acum aș vrea să ne oprim și să vă gândiți asupra un lucru. Sânul în Sfânta Scriptură face referire la o apropiere. Notați-vă, Ioan 20 cu versetul 20. Unde Biblia spune că ucenicul iubit al lui Ioan avea obiceiul să stea rezemat la sânul Domnului Iisus, la piept. Cum ține o mamă copilul la piept, asta înseamnă apropiere. Așa este? Citiți Ioan capitolul 1 cu versetul 18. Unde spune că Domnul Hristos stă la sânul. Ce înseamnă aceasta? În brațe, în cer, nu prietenii mei, ci înțelegem că este vorba de imediata vecinătate. E vorba de apropiere. Sânul lui Avram. Pentru ei, Avram era pus totdeauna lângă Dumnezeu, părintele credincioșilor, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și dacă Avram este părintele credincioșilor, prietenul lui Dumnezeu, și este numit Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, deci e Dumnezeu, e Avram, și dacă noi suntem la sânul lui, noi suntem foarte aproape de Avram, noi vom fi în rândul celor mântuiți aproape de Dumnezeu. Dumnezeu le spune, nu o să fiți. Dacă nu vă pocăiți, toate lucrurile acestea pe care voi vă lăudați înaintea oamenilor nu vă vor sluși la nimic. Priviți ce spune Domnul Iisus. Matei capitolul 8 și vrem să citim de aici de la versetul 5. Matei capitolul 8 de la versetul 5. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga. E vorba despre unul dintre neamuri, un roman. Și zicea, Doamne, robul meu zace în casă slăbănoc și se chinuiește cumplit. Iisus a zis, am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi-mi cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Vă dați seama câtă credință. Și eu sunt om sub stăpânire și am sub mine o sta și zic unea du-te și se duce, altuia vino și vine. Și robul meu făcut are lucru și îl face. Când a auzit aceste vorbe, din partea cui? Unui păgân. Unea dintre neamuri. Spune, Doamne, pentru mine e tot una. Ori vii tu în persoană, ori trimiți cuvântul tău, e același lucru. Pentru că cuvântul tău are putere. Cuvântul tău are putere.
Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat. Și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. La cei care aveau pe Moise, pe proroci, părinte Avram, părinte Avram, atenție. Și acum ascultați. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus. Păgânii, neamurile, sutașii, femeia cananită, și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ce a spus Domnul Iisus în acest context? El spune, veți vedea cu ochii voștri. Va veni un moment când păgânii aceștia pe care voi disprețuiți, aceștia care se Dumnezeu, dar care trăiesc după toată lumina care o au, vor fi primii care vor sta în imediata prezența lui Avram în împărăția celui la masă. Isaac, Iacob, iar voi, fiii împărății, voi care ați avut cuvântul, voi care ați avut prorocii și pe Moise, voi care ați avut privilegii, veți fi scoși afară. În această seară, acum când ne vom ruga, aș vrea să vă întreb, frații mei, tu cu cine te asemeni? Eu cu cine mă asemăn în această ocazie de seară? Cu cine mă asemăn eu? Sunt asemenea bogatului nemilostiv? Sau sunt asemenea săracului Lazar? Am ajuns să prețuiesc și eu lucrurile care sunt s-ar putea să fi văzut credincios. S-ar putea ca hainele tale să arate respect înaintea oamenilor. S-ar putea să ai pe Moise și pe proroci. Însă ceea ce pe Dumnezeu îl interesează cel mai mult este inima. Este inima noastră. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem partea bună pe care noi trebuie să o alegem în aceste zile din urmă. Mâine, prin Harul lui Dumnezeu, vom continua această parabolă. Vă așteptăm prin Harul Domnului începând cu ora 19. Ora 19 vom anunța acest lucru și vom studia împreună Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să ne plecăm pe genunchi, să ne rugăm în acest moment. Tatăl nostru care tronezi în ceruri, parabola aceasta răsună cu putere și pentru timpul acesta în care noi trăim. Pentru noi, Doamne, care mărturisim că avem acces la Cuvântul Tău, cunoaștem. Și prea adesea ne gândim, Doamne, că suntem într-o poziție mai favorizată decât aceia care nu Te cunosc pe Tine, dar care trăiesc după toată lumina pe care o au. Doamne, Te rugăm să ne ajut să fim credincioși Cuvântului Tău. Ajută-ne să înțelegem că numele nu ne va salva pe niciunul dintre noi. Faptul că noi suntem dintr-o familie de creștini, că avem un trecut, părinți, bunici, străbunici în credință, nu ne va ajuta pe niciunul. Dacă nu vom fi credincioși Cuvântului Tău, binecuvintează-ne în această seară pe noi. Binecuvintează și pe cei care ne-au ascultat prin mijloacele de comunicare, Doamne. Și Te rugăm în numele Domnului Hristos să ne ții credincioși în aceste zile din urmă. Păzește-ne în această noapte pe întâmplare, căci Te-am rugat prin meritele lui Hristos și îți mulțumim. Mâine seara, prieteni, repet, ora 19, ne vom întâlni din nou în jurul Cuvântului Dumnezeu. O seară binecuvântată!